Iubiți credincioși, așa se cuvine să începem, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dacă ne punem o întrebare, care e cea mai importantă din toate, eu aș începe cu aceasta. Se cade să-i mulțumim Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru această frumoasă seară minunată și această vreme desăvârșită care, după prognoze, începând de miercurea trecută, adică cea care a trecut săptămâna aceasta, trebuia să fie cu coduri, ploi și furtuni. Ceea ce se pare că Dumnezeu rânduiește stihiile și nu oamenii. Și știind Preasfânta Născătoare de Dumnezeu că toate bisericile și mănăstirile îmbracă această haină de sărbătoare a praznicului adormirii, începând cu Putna Voivodală, cu mănăstirea Nicula, cea mai de renume în tot Ardealul, în ceea ce privește cinstea și evlavia față de Maica Domnului, în ceea ce privește Bixadul, Rohia, Moiseiul și toate celelalte mănăstiri mari care au hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria a zis, trebuie să fie vreme frumoasă, ca oamenii să se poată simți bine, să se poată bucura de frumusețea sărbătorii, să se poată bucura de dulceața slujbelor, de vremea bună și minunată, aș spune nici caldă, nici rece, numai potrivită pentru a asculta slujba și învățăturile privegherii, și aș pleca de la un lucru foarte simplu. Spune Maica Domnului în întâlnirea cu Elisabeta, verișoara sa, când s-a dus în muntele Iudeii, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. De ce a fericit-o pe ea toate neamurile? Tot ea ne dă răspunsul. Pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și acum, plecând de la această tematică, aș merge cu ideea că după 2000 de ani de creștinism de la învierea lui Hristos, noi mai găsim scris în Paraclisul Maicii Domnului asemenea expresie: mute să fie buzele păgânilor care nu cinstesc chipul icoanei tale cele zugrăvite de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă povățuitoare. Și astăzi avem guri hulitoare sau neînțelegătoare sau lipsite de priceperea și lumina minții de a înțelege că Fecioara Maria nu este oricine, ci mai întâi de toate este mama lui Dumnezeu. Și o spune dreapta Elisabeta, mama celui mai mare om născut din femeie. Cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Și acum mă întreb, are ea nevoie să fie lăudată de buzele de tine, de noi pământenii? Are ea nevoie sau se pune problema în ce privește sfințenia, fecioria, desăvârșirea, smerenia și plinătatea harului asupra ei să mai fie discutată sau analizată din punct de vedere dogmatic sau teologic, din punct de vedere duhovnicesc sau din punct de vedere dumnezeesc? Nici de cum. Vom căuta o rădăcină a lucrurilor și vom auzi că ea a fost întâi vestită de proroci și apoi de îngeri. Deci iată cine vorbește despre mama lui Dumnezeu. Nu noi cei cu buzele de tine. Nu noi cei muritori. Nu noi cei care ne coborâm în iad ca oile de junghiere. Ci noi cei vii în Dumnezeu, care înțelegem câtă plată și răsplată avem
nu cinstind-o pe Maica Domnului, ci doar recunoscându-i măreția, Doamna Heruvimilor și a Serafimilor. Biserica Sfințită și Raiul Cuvântător, împărăteasa rugăciunii, rugăciunea întrupată, cum o numește Ilie Miniat, nici nu s-ar cădea vreodată să încep a vorbi despre Fecioara Maria și a scoate din context prima laudă, cine este aceasta frumoasă ca zorile și curată ca dimineața. Este împărăteasa rugăciunii, rugăciunea întrupată. Mai frumoase ca zorile nu pot fi nimic pentru că sunt pline de rouă și în strălucitul soarelui se văd mărgăritarele soarelui în boabele de rouă. Iar când dispar boabele de rouă, farmecul dispare. În momentul când te uiți în icoana Fecioarei Maria, vezi mărgăritarul cel de mult preț al Dumnezeirii, care cu sângele ei a vopsit porfira Dumnezeirii, spune Maxim Mărturisitorul. Și acum găsim pe fiul ei, care prin lucrarea dumnezeiască și din poleala Duhului Sfânt, o îmbracă pe ea mai presus de cinste și de fire și o pune de-a dreapta Tatălui, cum ne spune David psalmistul, în haine de aur, prea înfrumusețată și în lanțuri de aur împodobit, adică în virtuți. Și cel din tâi care o laudă este Arhanghelul Gavril. El o vestește pe Fecioara ca fiind cea mai aleasă dintre femei. El este cel care arată lumii că va veni să nască pe cel fără de încăpere, cel ce a făcut toate, pe cel neîncăput, pe cel neînceput, cel fără de început. Și ce spune Isaia, marele proroc al Vechiului Testament? Fecioara va lua în pântece și va naște prunc. Iată primul semn că această fecioară există. Oare Isaia o face de la sine putere? Își arogă această calitate de proroc și spune, ia să vorbesc eu despre o femeie care nu s-a mai auzit? Nu! Cel din tâi care o laudă și care o cunoaște ca mireasa sa, spune Ioan Damaschin, este personal Tatăl, adresându-se Evei, care de data aceasta este plină de lacrimi, cu capul în jos și rușinată, batjocorită de diavol și spurcată, contestată de Adam. Aici are loc primul divorț în lume. Nu sunt eu de vină. Femeia ce mi-ai dat-o. Deci iată de unde se inspiră codul penal atunci când spune nepotrivire de caracter. Din reproșul lui Adam, făcut lui Dumnezeu. Iată ce femeie ai făcut! Și Dumnezeu îi demonstrează lui Adam că nu înțelege tainele firii. Femeie, tot tu vei zdrobi capul șarpelui. Deci iată arcul peste veacuri, peste milenii și peste timp și peste miile de ani în care cea cu luna și cu soarele la picioare, cea cu cunună de stele zdrobește capul șarpelui prin undița întrupării și îl leagă în lanțuri în adâncurile iadului, prin moarte și înviere, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Deci dacă Dumnezeu Tatăl își anunță capacitatea de a ridica femeia mai presus de puterile îngerești, și de a o pune deasupra întregii creații, fecioară mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, iată Isaia îi dă titulatura de fecioară. Eva este desfrânată că intră în contact cu diavolul și stau de vorbă, pierde fecioria minții, pierde fecioria Duhului, pierde fecioria sufletului, pierde fecioria înțelepciunii și pierde fecioria cugetării cele înțelepțești. Ce spune Damaschin, dogmatistul, despre Fecioara Maria? O, porumbiță aleasă, o minte heruvimicească și gândire serafimicească care ai odihnit în pântecele tău pe Dumnezeu cu trupul mai presus decât îl odihnesc heruvimii și serafimii
și tronurile gânditor pe Dumnezeu în cer. Pentru că îngerii nu-L pot vedea pe Dumnezeu, se acoperă cu fețele, cu aripile și picioarele și zboară împrejurul Sfintei Treimi, cântând Sfânt, 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 Domnul Savaot. Și totuși, femeia aceea săracă, umilă, căsătorită cu un bătrân, cu un măgăruș de ață, cu un copil în pântece, merge la Betleem și naște pe cel fără de început, pe împăratul împăraților, pe Domnul domnilor, pe făcătorul cerului și al pământului, pe lumina cea din lumina cea mai înainte de toți vecii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut, iar nu făcut, cum spune dogma crezului. Și primul care o vestește pe această fecioară, deci rămâne Dumnezeu și prorocul Isaia, iar prin el ceilalți proroci, porumbița, scara, lâna, muntele, cu iarba deasă, marea roșie și toate celelalte, preînchipuiesc fecioria și lucrarea duhovnicească mai presus de minte a întrupării Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria. Muntele cu umbra deasă, sceptru din Iuda, stea din Iacov, și iată că un arhanghel vine în pustiul Hozevei și îi spune Anei pentru prima dată vestea pruncii, vei avea o odraslă. Și îi spune Ana, orice ar fi, o dau bisericii. Și vedem la 3 ani o fecioară curată și neîntinată, intrând în templu, adusă în cântări duhovnicești, cale de 3 zile, cu fecioare și cu făclii aprinse, care este dată lui Zaharia, ce o duce direct în Sfânta Sfintelor, fiind mai sfântă decât Sfânta Sfintelor, ea umbrea Sfânta Sfintelor cu valoarea ei, hrănită din cupa de mană, cu mană, hrănită de înger, adesea văzută vorbind cu îngerii și învățând Scripturile, și vedem o fecioară despre care psalmistul vorbește cu 1500 de ani înainte și spune, uită, fică, poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta. Și iată cum Ioan Damaschin ne arată că pe bolta mântuirii lumii, a cerului lui Dumnezeu, se naște prima biserică sfințită și primul rai cuvântător, cum spune Roman Melodu, scaun de heruvim, fecioara. Fecioara astăzi naște pe cel mai presus de ființă și pământul peștera celui neapropiat aduce îngerii cu păstorii slavoslovesc și magii cu steaua călătoresc, căci astăzi pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci, deci nu oricine. Și ca să vedeți că dincolo de această laudă stă o laudă și mai mare, vedem că Fecioara Maria n-are nevoie de povești din buze omenești, ci este lăudată direct de Arhanghelul Gavril din cer. Bucură-te, Marie, Fecioară, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine! Deci iată ce laudă puternică! Uite cine vorbește despre Fecioara Maria, uite cine a făcut ei mărire, cel puternic, nu melozii, nu imnografii, nu teologii, nu dogmatiștii, nu sfinții părinți, nu prorocii. Îngerii din cer vin să vadă pe cea mai presus de fire care naște dumnezeirea sub chip de prunc, în chip de rob, ca omenirea să găsească calea spre Dumnezeu și lumina în întuneric cu cel mare al pieirii veșnice, a morții celei veșnice, a nopții celei veșnice, a iadului celui veșnic, a păcatului celui veșnic și a blestemului șarpelui celui veșnic. Tu, drace, tu, șarpe, să-i păzești călcâiul, dar femeia îți va zdrobi capul. Deci iată că cea care este lăudată de noi în cuvinte omenești, mai înainte de noi, este lăudată de îngeri și este lăudată cu atâta cinste încât ea singură se smerește și spune
nu pricep taina, nu știu ce vrei să spui. N-am gustat dulceața nunții, nu știu de bărbat, nu sunt femeie măritată, deci cum voi naște? Și îngerul îi dă atunci răspunsul didactic, dar cu semn dumnezeiesc din cer. Duhul Sfânt va veni peste tine. Și noi putem primi Duhul Sfânt la botez și la cele șapte taine și la Euharistie. Mirungere, preoție, căsătorie, pocăință, maslu și afundarea în Sfântul Botez în clisterniță când primim Marele Mir. Dar Fecioara Maria nu ia numai o fărâmitură de har. Tot Duhul Sfânt se deșartă în ea cu toate puterile Lui lucrătoare și o să vă întrebați, cum poate să se deșarte tot Duhul Sfânt în ea dacă pe pământ e atâta omenire care are nevoie de Duhul Sfânt și fiecare crede că îl deține? Simplu. Plinătatea Duhului Sfânt nu se face în kilograme, nu e cantitate, nu e suprafață, nu e masă, nu e lățime și înălțime, nu e spațiu, materie și timp. Plinătatea Duhului Sfânt este totalitatea harismelor pe care Fecioara Maria le-a dobândit, bucură-te, cea plină de daruri, cu și fără număr, nu știm numărul lor. Domnul este cu tine. Acesta-i semnul. Cel ce păzește poruncile mele, acela este care mă iubește, eu vin la el cu tatăl meu, ne facem locașul în el și el devine locaș sfințit dumnezeesc. Și noi cântăm într-o parte. Ceea ce ești locaș sfințit dumnezeesc, acelui prea înalt. Deci ce dobândește Fecioara Maria? Toată Sfânta Treime peste ea și în ea. Puterea celui prea înalt te va umbri, Duhul Sfânt va veni peste tine, pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Păi cu Fiul în pântece, cu Duhul Sfânt peste ea și cu umbrirea celui prea înalt, deci toată treimea este înglobată sau ascunsă în taina Fecioarei. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că următorul lucru care ne arată măreția și puterea Fecioarei Maria nu ține de buze omenești. Fecioara Maria n-are nevoie să fie lăudată de oameni, ci trebuie să noi să fim pururi rugători către ea, nu lăudători. Fecioara Maria nu se desăvârșește în frumusețea neapărat a unei icoane, în frumusețea neapărat a unei rugăciuni, ci în frumusețea divină, că Dumnezeu a ales-o ca centru de greutate a materiei căzute, ca punct absolut, cardinal, în haosul lumii distruse de diavolul, într-o licărire de lumină și se odihnește lumina lumii în lumină. Și în felul acesta ea devine centru de greutate a întregului univers. Doamna heruvimilor și a serafimilor, împărăteasa cerului și a pământului, împărătesei ce alese mai înainte de veci, împărătesei cele mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, îi cântăm noi în imn. Și mergem la următoarea laudă, care nu vine din buze omenești, ci vine tot din buze îngerești. Iosife, nu te teme, o lua pe Maria la tine, că ce-i întrânsa e de la Duhul Sfânt. Și din clipa aceea Iosif s-a dumerit și a luat-o pe Fecioară la casa sa și nu s-a mai temut, pentru că el era și drept, și cinstit, și credincios, și văzând că crește pântecele, a vrut în ascuns ca să o lase. Dar venind noaptea, îngerul în vis, nu altul decât arhanghelul Gavril, vestitorul tainelor înalte, vine și o ia pe Fecioara Maria în custodia cerului și trezește mintea celui care trebuie să o ocrotească. Nu te teme, nu-i femeia care crezi tu, nu-i femeia pe care a condamnat-o Adam, femeia ce mi-ai dat-o. Asta e alt fel de femeie. Este femeia care are soarele și luna la picioare și cunună de stele. Și iată ne-a ajuns la praznicul de azi, ca să nu o lălăim, că putem lua toată Scriptura la rând.
ajungem în momentul în care vine întâi învierea și nu auzim nimic vorbindu-se de înviere, de fiu și de maică. De ce o fi tăcând Fecioara Maria nimic spunând? De ce o fi tăcând Fecioara Maria nearătându-se? De ce o fi tăcând Fecioara Maria păstrând în taină, cum spune de-a lungul Scripturii, tot ce auzea, băga adânc cuvintele în inima ei și cugeta în sine? Știa că dincolo de această taină trebuie să fie altă taină și mai adâncă. Taina tăcerii și a teologiei în tăcere depășește taina cuvintelor, pentru că nici îngerii nu înțeleg limbile oamenilor, nici oamenii nu înțeleg limbile îngerești. De aceea Pavel spune, dacă vorbesc, sunt chimval răsunător. Dacă știu limbile îngerilor și dragoste, nu am nimic, nu sunt. Fecioara își asumă taina dragostei divine. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Deci preia asupra ei întregul fii al creației și îl retransformă, ajutând pe cuvântul care se deșartă într-o ale sale și vine la ale sale, nu-i recunoscut, nu-i primit, nu-i înțeles, nu-i descoperit, și ajută la restaurarea lumii. În momentul însă când vine învierea, nu se mai aude niciun murmur. Puterea cu care lumina străbate cerul și deschide mormântul, puterea cu care Fecioara vede tronul la care va sta după adormire și mutare la cer, o fac pe Fecioara să aștepte în taină toată taina învierii, fără să vorbească ea ca muică și ca mamă despre fiul ei. De aceea găsim scris numai în consemnarea tot a îngerilor și tot a evangheliștilor. Întâi vine îngerul din cer și spune, nu-l mai căutați pe cel viu cu cei morți. Adam, cel de pe urmă, este cu Duh dătător de viață. Nu negociază cu Dumnezeu, ci lucrează una cu Tatăl, pentru că eu și Tatăl una suntem, n-ai cunoscut că Tatăl e întru mine și eu întru Tatăl. Și de acolo înainte n-am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Fecioara n-a venit să facă voia ei, ci voia celui care trebuie să o facă. Iată roaba Domnului, să-mi fie mie după cuvântul tău. În momentul când ajungem la adormire, vedem că adormirea nu-i lăudată de oameni. Noi astăzi îi cântăm prohodul Preasfintei Fecioare. Ați văzut acest imn frumos, această odă minunată, pe de o parte teologică, pe de o parte literară, pe de o parte istorică, pe de o parte narrativă cu evenimentele care s-au perceput și s-au petrecut atunci, la vremea cuvenită. Dar în fapt și de drept, cel care dă toată slava sărbătorii este tot Arhanghelul Gavril, care vine la Fecioara Maria, îi aduce o stâlpare de finic, semnul păcii și a liniștii, și îi spune așa, a venit vremea să vii la fiul tău cel iubit. Vei pleca la ceruri să stai lângă fiul tău. Iar pregătirea de plecare nu este una oarecare ca la omul de rând, deși avem atâta sfinți care mor frumos, cu vederi de îngeri, cu arătări de îngeri, cu arătări de sfinți, cu arătarea treimii, cu arătarea apostolilor. Deci nu e unica arătare de acest gen, dar aceasta le depășește pe toate. Îngerul vine și spune exact, peste 3 zile pleci la fiul tău. Le anunță pe sfintele femei. Copacii de evlavia și măslinii și toate florile se pleacă și lăcrimează că se despart de Maria Fecioara, iar ea se duce și le anunță pe mironosițe, pregătește catafaltul de mormântare, își ia hainele cernite, se așează pe catafalt când dealul Sionului unde avea căsuța și în clipa în care închide ochii are loc marea taină. Aici mă voi opri și voi puncta alte 3 lucruri. Nu putem vorbi decât de învierea lui Hristos și nu de învierea Maicii Domnului. Nu putem vorbi de înălțarea la cer a Maicii Domnului, ci doar de înălțarea lui Hristos. Nu putem vorbi de pogorârea Duhului Sfânt peste Maica Domnului, pentru că El s-a pogorât deja.
Și aici putem vorbi de trei lucruri. Chemare, a venit vremea să vii la fiul tău. Ridicare, pentru că mormântul este gol. Și mutare, pentru că este în chip minunat și necunoscut și descoperit nimănui. Dar ce ne descoperă praznicul și monocromia picturii când privim? Că cerurile se deschid de sus până jos, ca odinioară la Bobotează, ca odinioară la Tabor, și de fapt noi în sărbătoarea Sfintei Mării trăim două schimbări la față deopotrivă. Prima schimbare la față aparține Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat și din El izvorăsc râuri de lumină și umplu muntele de lumină și apostolii cad ca morții și adorm la pământ, dar simt dulceața dumnezească a Raiului și vor acolo trei colibe, cei care ați fost pe Tabor. Vă mai aduceți aminte de acea ceață lăptoasă a norului care vine atunci când e sărbătoarea schimbării la față, rid vechi, că așa ține țara Ierusalimului? Și apoi, în clipa în care Iisus rămâne singur pe munte, arătând ucenicilor slava sa cât li se putea, le și cere să tacă, să nu spună, să nu vorbească, să nu povestească, să nu deslușească, ci doar atât îi întărește în curajul de a înțelege că moartea și învierea lui sunt niște taine care nu se explică în cuvinte omenești, ci ele trebuie să înțelese, cum spune Luca și Cleopa, la frângerea pâinii. Oare n-ar dea inima noastră pentru dânsul? Nu înțelegeam noi când ne vorbea cuvintele pe cale și ne tâlcuia scripturile, dar aveau ochii ținuți să nu-L cunoască și inima lor ardea, dar n-avea mintea deschisă să priceapă. Mintea le-a deschis-o apostolilor când s-a înălțat la cer Hristos să priceapă scripturile. De acolo au înțeles ei taina și când focul a venit peste ei, prea înțelepții a arătat și prin trâns și lumea a vânat, cum spune troparul, iubitorile de oameni, slavă ție. A doua schimbare la fața Domnului Hristos este acea lumină care cuprinde tot muntele și nu se mai vede nimic, pentru că Dumnezeu este lumină. În prima fază, Moise și Ilie văd fața lui Hristos și discută cu El în trupul de carne. Dar, de fapt, Hristos, la schimbarea la față, vrea cu totul altceva. Să arate trupului de carne în ce lumină poate umbla dacă păzește voia dumnezească. Adică unde pot ajunge apostolii. Și atât de tare s-a prins învățătura de apostoli, cum spunem noi în modul popular, ca apa pe gâscă, că în momentul când coborau din Tabor, s-au și încăierat un pic între ei, pentru că cu tupeu s-au dus și au zis, Doamne, când vei fi într-o slava Ta, deci poftim, vezi slava pe Tabor, și acum vii și negociezi, când vei fi într-o slava Ta, pe mine să mă pui de-a stânga și pe mine de-a dreapta. Aici Mântuitorul taie discursul și spune clar, între voi nu trebuie să fie așa. Cine vrea să fie mare, să fie slujitorul tuturor, și a doua oară spune Mântuitorul Iisus Hristos, nu pot eu da stânga și dreapta. În dreapta stau binecuvântații Tatălui meu, iar în stânga stau cei blestemați care vor merge în focul demonului și a gheniei, gătit diavolului și slugilor lui. Dar mai avem o stângă și o dreapta a treimii, în care una e a Fecioarei Maria, Mântuitoarea lumii și izbăvitoarea de lucrarea diavolului, femeie, tu vei zdrobi capul șarpelui, și una lui Ioan Botezătorul, vestitorul lumii, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, iată Mielul Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Și acum trecem la cea de-a doua schimbare la față, pe care o descoperim într-o parul de astăzi. Mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții. Deci când Fecioara Maria închide ochii, pentru că ea este plină de Duhul Sfânt, de harisme și de daruri, ea transcede cu trupul pământesc direct în stare îngerească. Pentru că atunci când vine păgânul să răstoarne catafalcul, arhanghelul o cinstește pe Fecioară și îi taie mâinile păgânului care vrea să răstoarne catafalcul de mormântare. Deci nu oamenii o cinstesc. Voi veniți apostoli de la margini pe norii cerului, ați văzut cum i-a răpit pe fiecare de unde era într-o clipeală de ochi și a adus în Ierusalim. Să vedeți pe cea care se mută la cer, la Fiul Său. Apostolii n-au venit să o scoată în evidență pe Fecioară Maria, ci să și-a rămas bun de la cea care i-a întărit și i-a povățuit după înălțarea Domnului la cer,
pentru că aveau mângâierea că e mama celui care a plecat și ea mai știe prin taina rugăciunii și a legăturii interioare de mamă-fiu cât de bine e acolo și când urmează să ajungă. Și ea este prima care pleacă, iar apostolii trimit mesaj prin fecioara către fiul: grăbește-te și nu ne lăsa singuri. Și în momentul în care fecioara se așează pe catafal și închide ochii, de fapt îi deschide direct în cer. Hristos personal coboară în calitate de fiu, prin cântări îngerești acele 9 cete, și dacă la înălțare a făcut restaurarea lor în 9 zile, de data aceasta într-o clipeală de ochi, ia sufletul Maicii sale ca un copilaș în brațe, cum îl vedem în pictură, și el personal o prezintă îngerilor la fiecare ceată. Aceasta este Doamna Heruvimilor și a Serafimilor. Aceasta este femeia care a zdrobit capul șarpelui. Aceasta este femeia care a ridicat păcatul lumii. Aceasta este femeia care a adus mântuirea lumii. Paul Evdokimov, un teolog rus, scrie frumos acest titlu de carte: femeia și mântuirea lumii. De ce? Prin femeie a intrat păcatul, prin femeie a ieșit, prin lemn a intrat păcatul, prin lemn a ieșit. Lemnul, fiindcă el mai greu îl stăpânește bărbatul și Iisus se răstihnește pe el, femeia pentru că e mai firavă și mai fină și mai elegantă și mai plăpândă, vine să se lupte fără arme cu îngerii și să-i supună la așternutul picioarelor ei. Și toți se închină și o cinstesc pe Maica lui Dumnezeu, iar cetele drăcești fug și se spiere de lumina dumnezească a Duhului Sfânt și n-au curajul să se arate, de aceea Fecioara Maria mai este numită și izgonitoarea dracilor, Maxim Mărturisitorul. V-am spus aceste lucruri pentru că aici avem o schimbare la față. Vedem pe catafalc pe Fecioara Maria adormită, dar îl vedem pe Hristos în brațe cu sufletul care îl duce direct la tronul treimii. Ce să facă sufletul în cer al Fecioarei Maria? Să aștepte a doua judecată a lui Dumnezeu, n-avea ce să judece, că era fără de păcat, ne arată Părintele Galeriu în lucrarea de doctorat, jertfă și răscumpărare. Păcatul ei strămoșesc și lestul pământesc s-a spălat prin puterea Duhului Sfânt atunci când a umbrit-o și a vestit Arhanghelul că va naște pe Dumnezeu, când a născut fără de sămânță și mai presus de fire, fecioară naștere, fecioară după naștere și înainte de naștere. Iar de data aceasta vedem schimbarea la față, în mod ascuns, cum și pe Tabor este în mod ascuns, nu înțelege nimeni decât cei trei apostoli, dar de data aceasta nu înțelege o lume întreagă, pentru că Toma venind a treia zi, el întârziatul, vrea și el să se mai închine odată, să sărute mâna Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care deși de trei zile era pus în mormântul de piatră. Cei care ați fost la Ghețimani jos, știți unde e mormântul Maicii Domnului, acolo și mormintele părinții Joachim și Ana. Și când deschide lespedea mormântului, acolo este doar omoforul și acoperământul, iar mormântul este gol. Adică ce se întâmplă? Așa cum Iisus se dispersează din văzut în nevăzut, intră prin ușile încuiate, ia chip de om, devine lumină, devine putere, devine persoană în treime, devine Dumnezeu, devine cuvânt. Și deopotrivă are aseitatea de mișcare ca cuvânt veșnic din Tatăl și născut mai înainte de toți vecii, și Fecioara Maria, fiind mama aceluiași Dumnezeu, aceluiași izvor al vieții, primește această calitate de a pleca din mormânt în chip neștiut și de a sta în fața tronului Sfintei Treimi, cum spune David psalmistul: stătuta împărăteasa în haină de aur prea înfrumusețată și împodobită în lanțuri de aur. V-am explicat această schimbare la fața Maicii Domnului pentru că cei care atingeau trupul Fecioarei în timp ce se deplasa spre de la Sion spre Ghețimani se vindecau ologii, ciungii, îndrăciții, tot cine se atingea de ea se vindeca. Deci, de fapt, ce calități primește? Cale fiului său de vindecătoare, de tămăduitoare, de ogrotitoare, de izgonitoare, de milostivitoare, de împărăteasă, de doamnă, de împărăteasă luminii, de împărăteasă mai înainte de toți vecii și de femeia veșnică din soare.
V-am amintit toate aceste lucruri nu ca să vă obosesc și să vă mănânc seara și să vă ocup timpul, ci ca să vedeți că nu noi o lăudăm pe Maica Domnului. Prezența dumneavoastră aici, în această poiană plină de har și de lumină, sub picioarele dumneavoastră stau trupuri de sfinți de la 1602 încoace, care nici noi nu știm pe unde sunt, s-au mai găsit la lucrările de restaurare. Această poiană a fost tot timpul umbrită de puterea Maicii Domnului, iar prezența dumneavoastră este aici cea mai înaltă doză de respect, atât pentru femeile care sunt mame, copiile, prunce, bunice, rude, și poartă poate și numele de Maria, dar este cea mai înaltă calitate și forma respectului pentru cât stă Fecioara Maria an de an și zi de zi de 2000 de ani la tronul Sfintei Treimi și mijlocește mântuirea neamului omenesc, rugându-se Fiului Său să ne mai țină și să nu ne mai piardă pentru răutățile noastre. Ori răutățile noastre în jurul nostru sunt suficiente. Dușmania e o dogmă, răutatea e o dogmă, bârfa e o dogmă, desfrâul e o dogmă, beția e o dogmă, drogul e o dogmă, curvia e o dogmă, lăcomia e o dogmă, răutatea e o dogmă, necredința e o dogmă, ateismul e o dogmă, tot ce vreți, progresist, modernist și toate nebuniile ideologiilor moderne, sunt dogme care vor să năbușe pe Dumnezeu, cum spunem psalmii lui David. Au intrat cu topoare și cu securi până în altarul Domnului, dărâmând ușile templului și întrebând unde este Dumnezeu, cine le este lor Domn. Tu ești Dumnezeu cel ce faci minuni. În această poiană, veșnic și permanent și an de an, de 20 de ani, se întâmplă aceeași minune. Oamenii vin să se întâlnească cu Maica Domnului, cum o fac și la alte locașuri de cult, poate cu vechime și mai mare sau cu tradiție și mai mare, dar în această poiană se odihnește Dumnezeu. În această poiană Fiul stă deasupra poienii și scrie în cartea vieții sale pe cei ce s-au ostenit de cu seară până acum și încă până mâine dimineață, priveghind, clipocind, obosiți pe drum, poate mâncat, poate obosit, poate nemâncat, sau care stă și se împărtășește la liturghia de noapte, la liturghia de zi, sau se încarcă duhovnicește cu harurile și cu harismele pe care Maica Domnului le-a purtat și noi o imităm în smerenie, în lucrare și în trăire. Maica Domnului nu are nevoie de laudele noastre pământești spuse în cuvinte. Maica Domnului are nevoie de un singur lucru, de strălucirile soarelui celui veșnic Hristos, care a împodobit-o cu razele nemuririi, cu razele veșniciei, cu razele sfințeniei, așa cum și noi când dobândim sfințenia, suntem îngeri în trup, suntem fii ai celui preanalt, suntem Dumnezei după har și după credință, sau câteodată am putea spune că dorim de Maica Domnului sau de Dumnezeu, așa cum dorește cerbul de izvorul apelor, așa dorește sufletul meu de Tine, Doamne. Încerc să închei și să nu vă plictisesc, încerc să mă apropii de sfârșit, aducând la cunoștință că locul acesta se datorează strălucitului și emeritului episcop Ioachim, care a avut încredere să întemeieze aici această obște de monahi, peste cea a înaintașilor lor, o obște de măicuțe care se dovedeau neputincioase la mulțimea lucrărilor de restaurare și la toată haosul și nenorocirea care fusese după decretul din 59, când mănăstirea era abandonată și chinuită și părăsită. Cei mai vechi și mai bătrâni sau cei care sunt localnici aici știu când aici erau picnicuri sau pășteau vitele sau era ceape sau crescătorie de păsări sau închisă, iar astăzi din darul lui Dumnezeu este strălucită lavra voastră a bârlădenilor, unde veniți, vă spovediți, vă împărtășiți, vă încărcați duhovnicește și vă pregătiți de o altă sărbătoare care va fi cât de curând, poate anul viitor, dacă Dumnezeu ține pace și sănătate și lucrurile merg în ritmul în care trebuie să se facă, să vă bucurați de veșmântul cel nou, al sfințirii Bisericii celei noi,
tot cu hramul Maicii Domnului, acoperământul, dar de data aceasta, pentru că a fost lăudată doar de îngeri, înainte de a fi lăudată de oameni, îi se mai adaugă și hramul slăviților arhangheli Mihail și Gavril, cei care au vestit toate lucrările cerești și pământești în lucrarea de mântuire a lumii, în lucrarea de restaurare a omului, în lucrarea de venire a Mântuitorului în lume prin revelația naturală și supranaturală și în paza acestei sfinte fecioare care stă ca o sămânță ascunsă a bobului de mac în mulțimea lujerilor peste care cade iarna, vine frigul, vine înghețul, iar primăvara din acea fragedă și infimă sămânță răsare floarea nemuririi sau acel lujer subțire și curat a florii celei nevestejite, a fecioriei celei veșnice, a Fecioarei Maria. Maica Domnului să vă binecuvinteze pe toți, eu am să ajung la Iași cât de repede și nu o să zăbovesc aproape deloc, să fiți toți binecuvântați, considerați că ați fost binecuvântați și tot Duhul Sfânt care a venit peste Fecioara Maria să vină peste casa dumneavoastră, peste familia dumneavoastră, peste copiii dumneavoastră, peste locurile de muncă, peste ogoare, peste holde, peste sate și peste locurile unde vă desfășurați activitatea spirituală, colțul de rugăciune și cele care se simt vrednice și au primit dezlegare sau mai sunt aici preoții și mâine vreți să vă împărtășiți, luați-vă dezlegarea de cuvință cu toată binecuvântarea și cu tot darul desăvârșit. Amin. Doamne ajută tuturor!